Mă bucur să vă regăsesc, dragii mei nativi, Balanțe sau Costum de în Balanțe, în special, uh, pentru că uh, Jupiter este într-un teritoriu financiar acum pentru voi și deci de aici uh, va uh, descătușa destul de mult, să zicem. Uh, energie. Este un sector care trebuie reglat, care trebuie însămânțat corect pentru manifestare, pentru stabilizare și stabilizarea trebuie să fie de natură în special financiară. Este vorba aici despre alți bani, nu cei pe care îi generați voi din ceea ce faceți în mod normal. Sigur că dacă sunteți freelancer este tot vorba despre banii voștri, dar poate că în cazul acesta nu mai vorbim despre o sursă devenit lunară, Odată la o perioadă de timp, poate sunt alți bani care trebuie să introduși, sunt alte taxe, introduși, adică ca și intrări în, în contabilitatea voastră sau în bugetul vostru, sunt alte sume care trebuie să plece sub formă de taxe. Avem aici în acest sector mai multe tipuri de a administra banii, fie că vin din moștenirii, daruri sau zestre, adică prin tot felul de obiecte și tot fel de lucruri de valoare, apropo atât aurul unde este Jupiter, cât și Balanța voi sunteți zodii guvernate de planeta Venus, deci, clar că bunăstarea, lucrurile plăcute, lucrurile care vă fac plăcere, sunt la mare căutare acum pentru voi. Asta înseamnă că și banii pot să fie pe măsură încât să vă satisfaceți niște mici curiozități, niște mici necesități și bucurii, dar puteți să investiți și mai mult, să aveți curaj să păstrați mai mult, să, cine știe, aveți o altă direcție cu ei, nu neapărat pentru a investi în obiecte, Finanțele sunt comune, conturile bancare aici, iar la fel în acest sector de activitate, în orice caz, sunt banii soțului, banii partenerilor. Acest sector al optelea este, de fapt, sectorul numărul 2 după parteneriate. Voi, ca și Zodie, balanțe, sunteți guvernatorul parteneriatelor, al angajamentelor și um, acum Jupiter se află într-un sector care are legătură pentru voi cu zona finanțelor. Aici va sta întotdeauna, taurul de la ascendent este cel de-a de de opta casă astrală, are legătură cu alți bani, banii care contează foarte tare și deci, bineînțeles că din asocierile pe care le aveți aici, din înțelegerile pe care le aveți cu alții, se pot degaja noi sume. Ok, asta o dată Jupiter care rămân aici și a revenit aici în această zodie după 12 ani. Bineînțeles că pentru toată lumea există recomandarea să vedem ce s-a întâmplat în urmă cu 12 ani când Jupiter a mai fost, ce a rămas nefăcut sau ce dorințe au rămas neîndeplinite. De data aceasta le mai verificăm să vedem dacă mai rămân pe picioare sau dacă ne mai interesează. S-ar putea să începem să dorim să accesăm o sursă de venit pe care atunci n-am accesat-o sau pur și simplu să dorim să închidem ceva ce am început atunci sau avem acum ocazie să închidem o linie de credit. Este foarte foarte bună această ciclitate pentru a, a închide ceva ce este probabil apăsător sau pentru a rezolva niște aspecte ce țin de, a, de finanțe. Bun, nu poate, nu toate aspectele, dar în orice caz unele dintre ele sunt importante. Și veți vedea că Jupiter, în toată perioada sa cât va rămâne prin zodia taurului, va face niște circuite, niște ciclități cu anumite planete. Am vorbit despre ele în partea introductivă, unde, bineînțeles, vă invit încă o dată. Dar acum, în această prezentare, vreau să vorbim despre aceste ciclități care se așează pe astrograma voastră în anumite colțuri, în anumite părți. Deci, Jupiter rămâne un punct fix la care vom face referință constant, însă imediat după 16 mai 2023, când va intra în Zodia Taurului, pe 18 mai, adică la două zile mai târziu, creează o quadratură exactă cu um, două secunde, cu Pluton din vărsător. Iată că v-am arătat aici uh, un alt tabel. Aici sunt ciclurile jupiteriene pentru 2023 și 2024, pentru că Jupiter stă în acest interval mai 2023 până la anul pe vremea aceasta. Imediat când intră, deci pe 16 mai intră, imediat pe 18 mai face această quadratură. Quadratura se simte deja și din punctul meu de vedere ea este activă aproape de după ultima eclipsă din Tauri, pardon, din, din Scorpion, dar poate și cea din Taur, depinde, mai degrabă cea din Scorpion, adică 5 mai, pentru că atât Pluton cât și Jupiter sunt două planete destul de mari, ca și amploare, iar impactul acestei quadraturi se simte cu mult timp înainte. Este foarte posibil să existe cu mai mult timp înainte, doar că atunci este momentul maxim. Dați-mi voie să vă explic mai bine încă o dată această, această, ciclitate și de ce fac referire la ea. În primul rând, ce înseamnă quadratură? Când două planete sunt în quadratură, când două zodii sunt în quadratură, dar mai ales planetele, și mai ales că fac un aspect exact, adică quadratura este 9, cum să spun, 90 de grade în cap, ca să spunem așa, grad pe grad, Um, cele două planete se află la 90 de grade unul de altul, grade fixe. Asta înseamnă că cuadratura vorbește despre o, un inconvenient, este ceva ce nu uh, a funcționat la un anumit moment. Încep să se vadă niște fisuri, încep să se vadă niște corodări. Quadratura este momentul în care vine nevoia unei revizii tehnice. Uh, și când spun revizie tehnică, nu mă refer doar la mașină. Depinde ce am început, când s-a început ciclitatea, nicio problemă revenim și acolo. Deci, cuadratura mai poate însemna uh, o eroare de judecată, o eroare de calcul, ceva ce nu a fost bine, ceva ce nu mai mulțumește în momentul de față, deci poate atunci a fost ok, dar acum nu mai este. Toate aceste chestii care acum ies la suprafață cu această cuadratură sunt niște nemulțumiri. Pluton nu la nivel colectiv, vorbește despre, de fapt, colectivitate, vorbește despre comunitate. Dar Pluton nu este în elementul său acum învărsător, nu este în zodia, n-a terminat tranzitul pe care l-a avut inițial, deci prin Capricorn, doar că știți foarte bine, poate știți, poate nu, de fapt, că Pluton a intrat învărsător doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp până în iunie. Bun, am vorbit despre el aici, pe acest canal, cu siguranță sunt materiale și în descriere, dar și la finalul acestui material, eu vă trimit către un link, către un, către un playlist unde sunt toate materialele despre care eu voi face astăzi referire. Și despre Pluton în pești și despre Saturn în pești și despre Neptun în pești, care s-a întâmplat cu mult timp înainte și mai multe lucruri pe care le voi atinge astăzi ca și discuție. Doar că acest Pluton în Vărsător, deocamdată este într-un mic eșantion așa, într-o mică probă în zodia Vărsătorului, însă va intra și va rămâne definitiv de la anul din 2024. Pentru voi, ca și nativ balanță, Pluton este învărsător în sectorul 5 din astrogram, adică în sectorul creativităților, dar și relația cu copiii, relația cu iubirile, cu relațiile de iubire. V-am mai povestit eu acolo, în acel material, de ce atât de multe lucruri atât de distincte unele de alte. Deci, Jupiter rămâne în sectorul banilor, în sectorul altor surse de venit, iar cu cu Pluton, face cumva, care este în sectorul acesta a creativității, al relațiilor de iubire, relații cu copiii, să facă cumva să fie o tensiune. Deci tensiunea aceasta este cumva ca și cum ar, ar începe să dea rateu ceva ce a început cu mult timp în urmă. Când a început? Este bine să ne uităm când momentul când Jupiter și Pluton au fost în conjuncție exactă. Ei au fost în conjuncție, cele două planete, da, s-au întâlnit, dar au fost în Capricorn, nu acum în, când Pluton este învărsător. A fost în Capricorn, în prima dată, pe 4, în aprilie 2020, apoi în iulie 2020, apoi în noiembrie 2020, datorită retrogradărilor. Deci s-au întâlnit de mai multe ori aceste, aceste planete. Jupiter și Pluton au fost la conjuncție exactă. În momentul acela, dacă ați început ceva, dacă era în derulare în viața voastră ceva... În momentul acelei conjuncții, sau poate chiar de atunci dacă ați început ceva, acum sunteți în faza de coadratură cu acea experiență. Și această coadratură înseamnă că încep să se vadă fisurile. Nu înseamnă că fiecare lucru, lucru pe care îl începem este destinat ruperii, spargerii, blocajului, dar pot apărea unele mici coagulări, să zicem așa, de energie negativă. Pentru că asta este, se scapă de sub control, ca și cum... Știi cum e, cumperi mașina nouă, dar dacă nu-i mai faci nicio revizie la un moment dat, nu te poți aștepta ca să funcționeze ca în prima zi. Deci, cumva, trebuie observat pulsul și trebuie mers pe pulsul respectiv. Așa se întâmplă și cu relațiile de iubire sau cu relațiile cu copiii. Trebuie tot timpul o investiție constantă. Deci, această coadratură arată unde nu s-a mai investit și ce Uh, trebuie făcut, adică că trebuie făcut o investiție, o reinvestire, un soi de revizie tehnică în relațiile cu copii, relațiile de iubire sau chiar în acel domeniu care vouă, vă aduce multă creativitate și dorință de a uh, vă simți bucuroși și împliniți cu ceea ce faceți. Pentru că nu toți nativi balanță în perioada aceasta au probleme fie cu copii sau fie cu relațiile de iubire. Câteodată au nevoie de, uh, de dorința de a sau sunt în faza în care își doresc să investească într-un plan mai creativ, să fie mai creativ, să fie exact așa cum au fost dintotdeauna. Și acum este cuadratura, acum încep să vadă de fapt efectele acelui început. Și începutul acela din 2020 aprilie nu cu mult timp în urmă, până la urmă, chiar dacă s-au făcut trei ani, este, era perioada pandemiei, era perioada în care începea și noi ne plimbam cu toții cu bilete prin buzunare, de tot felul. Eu nu spun că de atunci sau acel moment sau faptul că ne plimbam cu bilete prin buzunare și aveam tot felul de restricții, acum are un, o consecință. Dar perioada aceea, Acum începe să aibă această quadratură. Bun, asta este unul dintre aspectele pe care Jupiter îl realizează în 2023. Imediat cum a intrat în Tower, Pac se lovește de această quadratură la grad perfect. Vom vedea cu toții la nivel social ce poate să însemne. Pot să însemne revolte sociale, comunități care se revoltă ocazional, ceva ce nu merge, greve pentru că nu există împlinire financiară, că nu există. Sunt multe chestiuni care ar putea să, să revoluționeze puțin uh, unele, unele aspecte sau unele domenii din viața noastră. Sau ar putea să fie doar niște consecințe care acum ne afectează și pe noi, să zicem într-un fel sau altul. Mai departe. Pe data de 2 iunie, uh, pe data de 2 iunie vă spuneam în horoscopul lunii mai că Jupiter și Taur se întâlnesc la grad exact, la conjuncție exactă în zodia Taurului. Suntem cu Jupiter în Taur, destinul este pe aici de-abia să iasă, din Taur se duce, bineînțeles, în Berbec și pentru voi, ca nativ balanță, nodul sud va intra în teritoriul vostru. Deci, vă recomand să luați calcul și aceste ciclidesc, că ar putea să fie interesante în următorul parcurs. Um, făcând această conjuncție pe 2 iunie, practic, dă naștere unui nou ciclu. Jupiter și cu destinul în zoria Taurului nu s-au mai întâlnit decât Uh, acum 36 de ani și se vor întâlni peste 36 în 2059. Ok. Am povestit despre asta, voi mai povesti și voi face un material separat, am povestit doar în horoscopul lunii mai, vă aștept să vedeți și partea cea introductivă, le aveți toate în descriere, chiar aici în, acest, uh, în descrierea acestui material, sunt multe link-uri referitoare, în continuare, în continuare, vă voi povesti și vă invit să urmăriți materialul următor pentru că are legătură tot cu aici. Clar, unde va avea legătură? În ce domeniu de activitate se va răstrânge energia lui Jupiter și a, lui, a destinului? Vă spun doar că este doar o chestiune de chestie financiară. Exact unde vă spuneam că se întâmplă Jupiter să fie, pentru că dacă Jupiter este în Taur și destinul este tot în Taur, este clar că se lovesc amândouă, sunt la grad zero, la conjuncție, de aici pleacă ciclitatea din acest sector care vorbește despre finanțe și tot ce mai înseamnă, banii soțului, banii partenerilor, taxe, rate, impozite și tot felul de alte alte chestiuni care vin din nou recalculate. Când și când Vine momentul să reluăm, probabil, ceva ce s-a început. Poate ați făcut atunci un credit sau erați în derulare poate, pe atunci cu ceva. Vine momentul să să, să reluăm ceva de demult, dar de data aceasta începem o ciclitate nouă. Este ca și cum am avea nevoie să o luăm de la capăt cu un tren nou. Un tren care poate este uh, lăsat pe un circuit acum pentru prima dată. Această ciclitate de 36 de ani va face și ea efecte și efecte, ca oricare alta. Niciodată vreodată când o planetă sau de fapt când un ciclu începe, el este doar așa pur și simplu. Va face o fază de semiconjuncție, apoi de pardon, de semisextil, apoi sextil, va face um, quadratură, va face trigon, inconjuncție și așa mai încolo. Vom vorbi despre aceste faze în materialul pe care îl voi dedica separat Acestui aspect vine imediat după acest horoscop. Mai departe. În 2023, Jupiter ce mai face? Jupiter, care e tot acolo în sectorul acela financiar, nu pleacă de aici, dar, în același timp, pe data de 19 iunie, deci tot în luna iunie suntem, creează un sextil la grad strâns, perfect, de fapt, cu Saturn din Pești. Despre Saturn am trei materiale mari pe acest canal. Vi le recomand pentru că este povestea mea, este modul meu de a explica dacă. Nu știu, poate, 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 mai spun și eu ceva în plus sau declanșez probabil o o revelație. Nu pot să spun că vin eu cu cine știe ce explicați în plus, dar poate, poate ajută. Aceste, acest sextil, acest aspect de sextil dintre Jupiter și Saturn în Pești se planează pe astrograma voastră asupra sectoarelor odată financiar unde este Jupiter, dar odată asupra sectoarelor organizării și îndeplinirii sarcinilor de zi cu zi. Vă spuneam eu în materialul dedicat lui Saturn în Pești unde se întâmplă să fie Saturn. Saturn, vă repet, rămâne trei ani de zile în această zodie, de-abia intrat în martie 2023 și mai rămâne în continuare destul de mult timp. Sexilul. Sexilul ce este? Este o energie care vorbește foarte mult despre conlucrare, cooperare, compatibilitate. Este adevărata, din punctul meu de vedere, compatibilitate, dar una care are nevoie de un scop comun. Există o condiție. Spre deosebire de trigon, care iar o să folosesc și la voi aceeași, aceeași pildă pe care am mai povestit-o și celorlalte zoldi. De exemplu, un trigon, știi cum îl puteți vedea? Imaginați-vă o rățușcă pe care o puneți într-un vas cu apă. Ce va face rățușca? Va începe să dea din lăguță, Instinctiv, chiar dacă este printr-o prima dată când ia contact cu apa. După ce ai ieșit din nou, va ști ce are de făcut pentru că se află în elementul său. Așa se întâmplă cu, uh, cu trigoanele. Când cele două planete sunt în trigon sau două elemente sunt în trigon două zodii, clar că știu ce are de făcut pentru că e firesc au no, no, știu circuitul acesta. Când e vorba despre sextil. Ei, hey, sextilul este ca o roată, într-adevăr, de moară, observați acel sextil, sau de vânt, dacă vreți, dar are nevoie de vânt, că stă pe loc dacă nu. Sau moara aceea merge, dar are nevoie de apă ca să învârte. Dacă nu e apă, ce face? Stă roata. Cam așa se întâmplă și cu cele două zodii, Taur și Pești, și cu Jupiter și cu Saturn. Au nevoie de un numitor comun, de un scop comun. Dacă observați, cele două zodii sunt diferite. Jupiter în Taur odată că este într-un sector al finanțelor, iar Saturn în Pești odată că este într-un sector al administrării, al contabilizării timpului, al programului, al sănătății, al sarcinilor, al serviciului, ceea ce facem pentru alții, deci angajamentelor pe care le avem pe următorii ani, că poate cine știe, avem nevoie să mai pompăm energie trei ani pentru ceva, deci, aparte că sunt în aceste sectoare, ele sunt și energii diferite. Una este semn de pământ, una este semn de apă. Dar, în sextil, ele conlucrează, adică ce știu eu să fac, ce știi tu, hai și eu, hai și tu, și eu, și eu, și eu. Și uite, așa se învârte roata. Cam aceasta este povestea. Îmi cer scuze că trebuie să, să povestesc foarte mult, asta este ce să fac, așa este filmul, pe data de 19 iunie. Saturn și Jupiter creează aspectul de sextil, acesta de conlucrare. Dar, dar, momentul a fost început în decembrie 2020. Deci, momentul de conjuncție a fost în decembrie 2020 și acum, practic, este în faza de sextil. Faza de sextil este, practic. Faza cea mai importantă, prima, prima fază importantă, majoră, primul aspect major după conjuncție. Deci este o fază în care, din nou, vorbim despre cum ne este bine, observăm parcursul. Nu este un aspect negativ, este unul chiar foarte bun, dar este unul de cooperare, pentru că, așa cum ziceam, sextilul cere o condiție. Mișcăm amândoi, altfel nu se mișcă nimic, cam așa. Dar, după ce se termină anul acesta, deci de fapt după ce se termină marile conjuncții în iunie, totuși anul 2023 mai are jumătate de ani până se termină. Ce va face Jupiter? Bineînțeles că Jupiter va rămâne în Taur, în acel sector despre care vă spuneam eu că este sectorul financiar pentru voi. Cu toate aceste elemente în continuare va crea uh, tot felul de, uh, de aspecte, însă le va face la o ciclitate mai redusă, mai mică. Aspecte cu Luna, cu, uh, cu Mercur, cu Venus, cu Marte, cu Soarele nu se va întâlni. Chiar dacă suntem încă în zodia Taurului și Jupiter a intrat aici sau va intra deocamdată la ora în care facem acest material. Nu este încă momentul. Nu se va întâlni cu soarele pentru că sunt la o distanță oarecare și vor rămâne așa. Soarele va trece mai departe soarele va mai avea câteva grade pe 16 mai și va intra în gemeni și Jupiter va mai avea o lună de zile, de fapt un an de zile până când va ieși din această zorie. Deci anul acesta nu se vor întâlni dar la anul vor face întâlnirea lor anuală că așa este, așa este momentul. Bun, ne reîntoarcem. Aspectele minore, aspectele, de fapt aspectele mai ciclitățile mai mici le lăsăm pentru alte povești, altă dată. În 2024, ce face Jupiter? Pentru că el va mai fi până pe 23 mai. Um, după cum observați, prima, primul aspect uh, este, de fapt, tot o, un sextil dintre Jupiter și Saturn în pești, dar de data asta este pe 6 februarie. Dacă m-ați ascultat în uh, prezentarea pe care am făcut-o um, anterior când vorbeam despre ciclități, vă spuneam, de fapt, că Jupiter și Saturn. Um, traversează o perioadă de retrogradare și după aceea, după ce se distanțează, se reapropie și din nou se reformează acest, acest sextil exact, care a fost și pe 19 iunie. Da, durează cam aproape jumătate de ani să se revină, ținând cont de faptul că, de exemplu, numai patru luni stă, Saturn, stă Jupiter retrograde și Saturn mai are și el vreo jumătate. Na, ok, mai devreme n-are cum să se întâmple revenirea la acest grad. Dar cele două, cele două, atât Jupiter cât și Saturn, rămân în pozițiile lor, în zodiile de în zodiile de sextil. Ele oricum, chiar dacă nu creează aspect de sextil exact, adică întins, ca să zicem, fir puternic, ele sunt totuși acolo, într-o relație de prietenie, tot cu condiția aceea hai rup amândoi, că altfel nu merge nimic împreună. Și tot momentul acesta are legătură cu același început din decembrie. Deci fiecare dintre noi ar fi bine să ne scriem agendele. Să știți că de fiecare dată când studiez aceste ciclități, cei care cu adevărat studiază astrologia au jurnale și jurnale și agende și agende. Nu poți învăța astrologie și nu poți um, înțelege timpurile dacă tu nu-ți memorezi și nu-ți notezi evenimentele astrologice, astrale, evenimentele sociale uh, și tot ce mai trebuie. Asta pentru că odată ce traversezi, ești un mare cunoscător de ele și, doi, trebuie să iei notă pentru că într-o bună zi va trebui să le introduci în interpretările tale. Deci, disciplina astrologică include și notatul și scrisul jurnalelor. O, o, o disciplină care, din punctul meu de vedere, îmi pare rău că nu se predă în școli. <laughs> și caligrafia și chestiile acestea frumoase, vechi și străvechi. Dar, în fine, suntem într-o altă eră. Va dispărea și scrisul de mână, probabil într-o bună zi. Da, nu e de râs, chiar îmi pare rău. Sunt foarte nostalgică în timpurile acestea. Ok, ce se întâmplă? Facem o, un nou ciclitate în 2024. Jupiter, care rămâne pe poziția sa în sectorul 8 financiar pentru voi, bineînțeles, face o conjuncție exactă cu Uranus. Nu știu dacă putem înțelege de pe acum amploarea acestei conjuncții. Dacă pe 2 iunie avem această conjuncție cu destinul, care ar putea să însemne că am doi Jupiter la un loc, și este o chestie mai, 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 mai subtilă, s-ar putea să o simțim fiecare dintre noi, depinde ce mai lovește și prin astrograma noastră, peste același loc va veni anul viitor, pe 21 aprilie, Jupiter conjunct cu Uranus. Și acum să descălcim puțin povestea. Va fi un ciclu de 84 de ani, că de Uranus se va mai întoarce în Taur în 2106, adică peste 84 de ani nu are altă întoarcere prin zodiac, deci nu va fi mai devreme în această zodie. Jupiter a intrat, pardon, Uranus a intrat în Taur în 2018. Nu știu dacă vă mai amintiți, pe 15 mai, ce a fost acolo, cum a fost. Mi-aduc aminte când Uranus a intrat în, în Berbec cu o ciclitate mai înainte, mă rog, în zodia de dinainte și atunci a fost explozia cea puternică a centralei nucleare de la Fukushima, nu știu dacă știți acel tsunami imens și cu toate acele lucruri Uranus, uraniu, explozie, e, toate ingredientele fix în ziua în care Uranus a făcut primul pas în berbec, o zodie de foc. Nici nu se putea așeza mai bine toată această poveste. Și dacă nu mă înșel parcă și Uranus intrând în Taur a avut niște zguduituri la nivel terestru, dar nu mai știu exact pe unde a fost. Cred că trebuie să caut prin arhive. Da, de data aceasta n-am venit cu toate temele făcute. Oricum, la nivel personal, nu este o planetă personală, într-adevăr, însă, pentru noi și mai ales pentru voi, ca nativ balanță și cu Ascendent Balanță, Uranus în Taur este tot în sectorul acesta financiar al optelea, despre care acum noi vorbim, pentru că peste el, aici sau în acest sector, a revenit acum Jupiter. Conjuncția aceasta Jupiter-Uranus este un început de ciclu. Să încheie, acum începe, acum. Este una care va dura peste 84 de ani. Probabil că învăție, mă veți întreba în ambele perioade, bine, ce mă mai interesează pe mine 84 de ani? Ce mă interesează 36 de ani? Că nu-i mai am și nu-i mai vreau și aia, nu mai trebuie. Ba da, ba da. Pentru că chiar dacă. Există un tindere destul de mare de timp, asta este, știu, într-adevăr, sunt tranzite și mai mari de atât, dacă vreți să știți, imediat vorbim despre ele. De exemplu, conjuncțiile cu, cu, Pluton au 240 de ani. Un Jupiter conjunct cu Pluton nu va mai fi decât peste 240 de ani, atâta face o întâlnire în zodia în care, să zicem, se află. Conjuncțiile cu Pluton în de anul viitor, din 2024, vor avea această întindere, să zicem, destul de largă, destul de mare unele dintre ele, unele dintre ele. Dar Jupiter și cu Taur, Jupiter și Uranus sunt Taur, creează această ciclitate nouă și se termină în 2106, adică începe din nou alta, pentru că o dată are nevoie să cimentuiască și să expandeze ceea ce deja noi facem acum, în perioada de 2023. Deci, observați foarte bine aceste tranzite, mai ales în zona voastră financiară. Dacă aveți nevoie să vă aduceți încasări în plus, să schimbați niște lucruri în plus, sau pur și simplu, mai rău, dacă vă bazați pe o linie de credit care credeți că nu crește, s-ar putea să mai aveți, să mai fie ex explozia cum era în uh, franco levețian acum ceva ani de zile în perioada 2018 a fost destul de, destul de puternic, mi se pare, bumul financiar, iar la fel, tot la fel, Uranus intrând în Taur. Știu că atunci când a intrat Uranus în Taur, foarte mulți nativi, chiar nativ Taur, și nu doar, și cei guvernează Venus și mai mult, au fost împinși într-un fel sau altul mai departe să facă ceva, ceva ce și-au dorit de mult, să meargă pe o linie nouă, pe un traseu nou și profesional și financiar, dar fără să le dea indicatoare sau fără să le spune cum să facă. Practic s-au trezit băgați în ceva, s-au trezit că li s-au aranjat niște lucruri care de mult nu se puneau într-o linie corectă și apoi după ce au intrat acolo au zis, au și acum ce fac? <gânt> nu mai pot da înapoi și s-au gândit cum să-și repare și le-a durat ceva luni de zile până când au pus la punct toată strada pe care deja intraseră. Deci, cu Uranus, cam așa te aștepți. Când intră, nu l spune ce o să fie. Te leagă la ochi și pur și simplu te trezești undeva într-un loc care buguie, scârție sau cine știe cum. Poate ești pe val, poate ești sub val, întors cu capul în jos sau pur și simplu ești într-un mare vârf de, nu știu, pe un grămac de aur. Poți să ai de toate. Cu Uranus poți să găsești și filoane la propriu de aur. Dar, dar această conjuncție începe de acum și este una foarte bună, mai ales pentru voi ca balanțe, pentru a vă sistemi, pentru a vă, Stai să găsesc cuvântul, era să spun un cuvânt pe italiană, pentru a vă manifesta și pentru a stabiliza foarte bine acel, acel sector financiar. Ciclitatea de 84 de ani este importantă nu pentru faptul că are 84, că nu i-mai avem, dar important este că vor veni faze și faze pentru care va trebui să fim pregătiți. Așadar, dacă vom începe de acum o creditare, o nu știu, un plan financiar, o, deschidem o societate comercială, începem spre un sector care ne interesează, trebuie să știm că vor avea vor fi momente. Primul moment va fi unul de semisextil, apoi de sextil, apoi va urma un o quadratură, quadratura ne va arăta ce nu merge, ce nu mai funcționează, ce mai trebuie reglat. Cuadratura ca aceasta, de exemplu, când uh, Jupiter este cu, cu Pluton, ne dăm seama că schimbările sociale ne-au destabilizat și pe noi și deci automat nu mai putem să ținem pasul cu, uh, cu lucrurile care sunt. Dar atunci nu va mai fi așa. Cine știe în ce poziție va fi Jupiter, cine știe în ce poziție va fi Uranus. Următoarele poziții predictibile sunt că Jupiter va termina după 21 aprilie, de fapt pe 23 mai, la o lună de zile, va intra în zodia gemenilor, iar uranus, nici el nu va sta foarte mult în taur și va intra și el în zodia gemenilor. Deci cei doi um, nu sunt sigură că vor avea șansa, nu, de întâlnit în zodia gemenilor nu se vor mai întâlni datorită faptului că vor avea tranfite diferite, dar uh, vor face și ei alte aspecte și alte ciclități mai departe fiecare. Știu că Jupiter va face în 2024 o mare, o mică ciclitate cu Marte, pentru că se vor întâlni tot la fel în zodia gemenilor în 2024 și undeva prin perioada de august. Dar mai este până atunci. Ce vom mai face noi în 2024 când mai avem pe Jupiter în Taur? Bineînțeles că mai este un ultimul aspect foarte important, când Jupiter este în sextil cu Neptun în pești. Această ciclitate, vă spun direct, a început din 12 aprilie 2022, notați anul, anul trecut. În aprilie 2022 exista o mare conjuncție dintre Jupiter și Neptun în zodia peștilor. Remarc faptul că atât Jupiter cât și Neptun sunt planete ale peștilor. Deci, practic, doi guvernatori s-au întâlnit în conjuncție exactă în zodia lor. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat de 156 de ani. Pe acest canal nu ne-am auzit, nu ne-am văzut vorbind despre această, această conjuncție, dar eu am un material pe care l-am avut pe un alt canal, l-am reportat aici, vi recomand și în descrierea acestor materiale sigur că se vor afla, sau în playlistul cu materiale și tot felul de alte articole de astrologie, mai tehnice, într-adevăr, nu horoscop neapărat. Bun, dacă s-a întâmplat acest, această conjuncție anul trecut în aprilie, în 2022 o conjuncție destul de subtilă cumva care n-a mai fost prezentă în viața aceasta. Noi cei care trăim acum n-am mai trăit o și nu o vom mai trăi pe următoarea sub nicio formă, dar am așa o convingere la nivel subtil că am venit poate și pentru aceste conjuncție aici din nou în această viață terestră. Deci dacă s-a întâmplat asta atunci în aprilie, acum suntem în prima fază din acel început. Acea ciclitate a început atunci, în aprilie, iar acum ne aflăm în prima fază importantă, primul aspect astral important, acela de sextil. Vor urma peste ceva timp aspectele de quadratură, cele de trigon, apoi în conjunție și tot așa mai încolo aspecte care se vor întâmpla cu, um, cu distanțe mari între ele, pentru că întreg circuitul are 156 de ani, deci vă dați seama că distanța între aspecte nu este ușoară, nu este atât de apropiată în timp. Această conjuncție vă recomand să urmăriți acel material și din nou să țineți cont de ea, să vă amintiți, să faceți un reminder acum că suntem la început și este totul poate proaspăt în mintea noastră și să folosim această, acest sextil frumos. Din nou, repet, sextilul este un aspect de ajutor, de susținere. Avem numai aspecte foarte frumoase în perioada aceasta cu Jupiter în Taur, frumoase din punctul de vedere al lastrelor, adică sigur că vom mai fi și cuadraturi și mici alte... alte alte inconveniente, dar, dar, cel puțin din partea planetelor grele, cel puțin în 2023 avem o poziție ok a lui Jupiter, mai ales că apoi și Pluton se va întoarce în Capricorn înapoi. Deci vom avea bine, iar și în 2024 măcar aspectele care vin și de fapt ciclitățile care încep cel puțin cu ocazia lui Jupiter nu vor fi foarte negative, dar nu vor fi singurele ciclități pe care le vom asista și la care vom asista în 2024. Vom avea o conjuncție dintre Neptun și uh, și Saturn anul viitor, uh, apoi uh, Saturn și Neptun vor fi în conjuncție și în Berbec. Uh, după cum ați observat, în acest aspect astral, știu că, iar la fel, vorbesc de multe chestiuni tehnice, um, aceast, acest, acest sextil este cu Neptun, nu este cu Saturn pentru că în Zodia Peștilor au rămas două planete foarte importante în această perioadă de mai. Este Saturn care va rămâne trei ani și Neptun care este deja de mai mult timp în această zodie. Destul de mult timp și pur și simplu va rămâne în continuare, dar ambele în 2026 vor părăsi această zodie. În 2024 vor începe să se apropie tot mai mult. În 2023 sunt la destul de mare distanță, în 2024 vor începe să se apropie și apoi după aceea vor face, vor face intrarea în zodia berbecului amândouă, atât Saturn cât și, uh, cât și Neptun în pești. Dar despre acestea vom vorbi la timpul respectiv, pentru că mai este, mai este stradă. Acest sextil, și cu asta am încheiat, se realizează pentru voi tot pe sectoarele financiare, tot pe sectorul muncii, tot uh, reprezentanța banilor, tot cum facem să drămâim totul ce avem, resursele noastre. Pentru voi, ca nativ balanță, per total, dragii mei, iertați-mă că v-am făcut această dizertație, dar n-aveam cum altfel, uh, acest moment uh, al lui Jupiter în taur vine cu preocuparea constantă a resurselor și marea parte dintre sextile de pe aici vă vor trimite cu ideea cum împac munca cu un altă muncă, poate cine știe luați un job mai, mai mare, administrați timpul și sau un alt fel de angajament uh, profesional, financiar care vă va duce cumva să schimbați și multe condiții din viața voastră. Ori, cine știe, doriți să schimbați locul de muncă, aceasta vine cu un salariu mai bun, dar poate cu un program noucitor sau nu mai puteți face față programului, pentru că pe parcurs vor veni tot felul de, de inconveniente. Planetele care sunt acum, mai ales Saturn în Pești, mai ales Neptun în Pești, cu care Jupiter face sextil, merită urmărite pentru că vă vor stabiliza foarte mult sau vor căuta să vă stabilizeze foarte tare zona resurselor resursele de hrană, resursele de sănătate, resursele financiare, resursele energetice și, cum spuneam eu, resurse pentru mine sunt timp, chef, nervi, absolut orice, adică orice va conta pentru voi dacă să-l mai cheltuiți sau nu, dacă merită cheltuiți sau nu. Pentru că poate că vor veni vremuri solicitante, dar totuși această, aceste sextile arată că puteți să faceți față, însă trebuie să găsiți un scop, un, trebuie să dați uh fiecare segment din viața voastră câte o etichetă, asta fac asta, fac asta, fac asta, să nu lăsați timpul să treacă sau spațiul să rămână liber, pentru că după aceea există un dezechilibru și cine știe, nu, nu vă va fi bine vouă pe o perioadă foarte lungă de timp. Dragii mei nativ balanță, mai ales cu în balanță, vă urez un Jupiter în taur plin de revelații, de inspirație, să vă aducă vin, veniturile potrivite, să vă aducă mulțumirea financiară, să închidă ciclități care sunt financiar lăsate deschise sau poate deranjante, cine știe cum, apăsătoare grele. Să aveți veniturile care, pe care vi le doriți, să vi le câștigați așa cum doriți, atât de ușor, cât se poate de ușor sau, mă rog, cu ușurință. Și, bineînțeles, să profităm de aceste noi ciclități pentru următoarele etape care vin, pentru că ele ne vor pregăti cumva și pe noi față de timpurile, adică în raport cu timpurile care vor sosi la momentul fiecărei faze de ciclitate. Vă aștept tot aici la mine pe canal, la Utilia strotar, să vorbim în continuare și despre următoarea, următorul material Jupiter și destinul în Taur. Despre Jupiter și Uranus mai rămânem puțin în așteptare că mai este ceva timp.